Chitanțele de transport au trecut pe online. Procesul a fost digitalizat și este accesibil de la distanță operatorilor de transport rutier, precum și întreprinderilor ce desfășoară activități conexe transporturilor rutiere. Agenția Națională Transport Auto a lansat sistemul informațional Ia Autorizație Transport. Acum, solicitarea, repartizarea și evidența actelor permisive pentru efectuarea transporturilor rutiere și a celor conexe e mai simplă și se realizează online. Ia Autorizație Transport simplifică procesul pentru agenții economici din domeniu. Reprezentanții companiilor vor fi scutiți de multiplele vizite la sediul ANTA și vor dispune de mai multă comoditate în utilizare. În urma modernizării serviciilor publice prin digitalizarea proceselor operaționale, totul poate fi completat în regim online. Ia Autorizație Transport a înlocuit vechiul sistem utilizat anterior printr-o soluție electronică modernă, automatizată. Validarea datelor expediate de reprezentantul companiei are loc operativ, iar procesarea se întâmplă fără necesitatea prezenței fizice a deponentului. Procesarea digitală va exclude riscul fraudărilor, falsificărilor și abuzurilor, iar reprezentantul companiei se va deplasa la sediul ANTA o singură dată pentru a primi autorizația. Prin intermediul sistemului digital sunt reduse o serie de cheltuieli de gestionare a proceselor de lucru. Vor fi evitate erorile mecanice în completarea datelor, iar documentele emise sunt stocate instant în arhivă. Ulterior, acestea pot fi accesate digital, fiind asigurată astfel integritatea datelor cu caracter personal. Ia Autorizație Transport asigură solicitanții cu un mecanism simplu, eficient și sigur pentru accesarea serviciilor ANTA. Noul sistem informațional Ia Autorizație Transport a fost lansat cu sprijinul programului USAID Reforme Structurale în Moldova și poate fi accesat la adresa iat.anta.gov.md. Stimată audiență online, vă mulțumim mult că ați dat curs. Agenției Naționale Transport Auto, vă spunem bună ziua și salutăm toți participanții, în special oaspeții, invitații și oaspeții noștri de onoare, Excelența sa, primul ministru al Republicii Moldova, domnul Ion Chicu, Excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul Derek Hogan, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean, și directorul programului Reforme Structurale pentru Moldova, USAID, domnul Douglas Muir. Astăzi este un eveniment foarte important, atât pentru Agenția Națională Transport Auto, pe care am onoarea să o reprezint aici, atât pentru ramura transportului rutier, și anume lansarea sistemului informațional e-autorizație transport. Evenimentul de astăzi, evident că a întâlnit anumite obstacole cu care se confruntă toată societatea și toată lumea, și anume pandemia, dar totodată am găsit soluții pentru a prezenta lansarea acestui sistem informațional prin posibilitățile electronice. Din start vreau să menționez că proiectul e-autorizație transport a fost realizat cu suportul programului pentru reforme structurale în Moldova, USAID, și acum am un deosebit onoare să ofer cuvântul Excelenței sale domnului prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu. Domnule director Douglas Muir, director al programului USAID, domnule ministru, stimați colegi, încep prin a ne felicita reciproc cu această realizare majoră, în opinia mea. Este o etapă absolut remarcabilă de convertire în acel E a procesului de eliberare de acte permisive din partea ANTA. Cunoaștem cu toții că în domeniul actelor permisive în general în Republica Moldova și mai ales în ceea ce privește activitatea în industrie, în sectorul transporturilor, sunt multe probleme,
ne-am confruntat cu aceste probleme pe parcursul mai multor ani. Remarc criza care am avut-o, de exemplu, anul trecut, la sfârșit, când erau blocate exporturile din cauza lipsei de autorizații pentru transportul internațional în Federația Rusă, pe când datele, statistica sau evidența ne demonstra faptul că asemenea autorizații sunt la unele companii. Deci eu sunt absolut convins că odată cu implementarea acestui sistem, o bună parte din problemele respective vor fi eliminate și inclusiv aceea ce se numește corupție va fi diminuat în mod semnificativ. De ce zic că trebuie să ne felicităm? Sunt bucuros să particip la acest eveniment de lansare a sistemului informațional e-autorizație transport, care este dezvoltat cu susținerea programului USAID Reforme Structurale în Moldova și, bineînțeles, folosind acest prilej, aduc mulțumiri poporului american pentru acest suport foarte important pentru Republica Moldova. Vreau să menționez din start faptul că sistemul informațional e-autorizație transport constituie o soluție din categoria guvern către cetățean și guvern către business, care are drept scop tranziția de la procesele manuale la cele digitale și diminuarea intermediarilor în procesul de interacțiune a operatorilor de transport rutier cu Agenția Națională Transport Auto. Deci diminuarea proceselor manuale, eliminarea intermediarilor, este și ceea ce este necesar acum în primul rând în condițiile acestei pandemii, deci acest sistem va veni să soluționeze și problema respectivă pentru acest segment important din economie și de prestare a serviciilor. Prin implementarea sistemului sunt informatizate procesele de business aferente activității ANTA, acesta fiind un bun început pentru automatizarea proceselor de activitate ale agenției și tranziția la fluxuri de lucru exclusiv digitale prin intermediul instrumentelor existente. Vreau să remarc faptul că sistemul informațional e-autorizație transport este doar o primă etapă din acel plan mare care îl avem noi de a converti sau a transpune în online, în e, alte servicii și alte activități legate de transport. Și aici mă refer la e-bilet, e-ticket, autotest, monitorizare GPS, platforma de analiză și raportare. Și aici, iarăși folosindu-mă de oportunitatea că participă la această lansare și excelența sa, domnul ambasador și conducătorul, directorul programului USAID, bineînțeles, noi contăm pe suportul dumneavoastră și în continuare, ori eu sunt absolut sigur că și dumneavoastră vedeți aceste rezultate bune pe exemplu primei aplicații și avem cu toții convingerea că efortul contribuabilului american este de randament foarte bun și anume aceasta apreciază poporul Republicii Moldova. Mijloace oferite de poporul dumneavoastră pentru țara noastră care au efect și au randament. De aceea vom fi foarte recunoscători dacă o să găsiți posibilitatea să ne asistați și în continuare pentru dezvoltarea acestor module, să le zic. Mulțumesc mult, domnule Petru. Mulțumim din partea Agenției Naționale de Transport Auto pentru susținerea acordată. Și acum ofer cuvântul. Țin important de comunicat, dacă îmi dați voi. Pentru ca acest sistem să poată fi dezvoltat, implementat și pentru a asigura fundamentul juridic necesar funcționării sistemului, Guvernul Republicii Moldova, la data de 26 februarie anul curent, a aprobat conceptul tehnic privind sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier și regulamentul privind modul de ținere a registrelor de stat formate de sistemul informațional e-autorizație transport, iar sistemul a fost notificat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Stimați colegi, onorată asistență, este clar că acest sistem, după cum menționam la început, vine să soluționeze mai multe probleme legate de procesul de eliberare a
actelor permisive pentru această activitate economică. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea, dezvoltarea acestui sistem, colegilor noștri de la ANTA, colegilor noștri de la e-guvernare, din alte instituții, bineînțeles Ministerul Economiei și încă o dată din numele tuturor celor care i-am menționat acum, vreau să mulțumesc încă o dată Guvernul Statelor Unite ale Americii, programul USAID pentru acest suport major. Vă mulțumesc și doresc succes Agenției Naționale Transport Auto, bineînțeles reprezentanților din acest sector. Sper foarte mult că și celelalte module vor veni rapid, astfel încât transformarea Republicii Moldova, digitizarea Republicii Moldova să se efectueze așa cum ne dorim cu toții, rapid și eficient. Felicitări și mulțumesc tuturor! Vă mulțumim, domnule prim-ministru, vă mulțumim încă o dată pentru suportul acordat de către dumneavoastră personal și de către guvern, minister. În continuare vreau să ofer cuvântul excelenței sale domnului Derek Hogan, ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Mulțumesc frumos, stimate domnul prim-ministru Chicu, stimate domnul ministru Railan, apreciez foarte mult participarea personală, participarea dumneavoastră personală la această ceremonie de lansare a acestui sistem. Înseamnă foarte mult pentru mine personal. Mulțumesc frumos! Stimate domnul director Guja, domnule director Muir, onorată asistență doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă salut astăzi la acest eveniment, în cadrul căruia celebrăm inaugurarea noului sistem informatic e-autorizație transport al Agenției Naționale de Transport Auto. Inițiativa dată reprezintă o colaborare de mai mult de un an între Agenția Națională de Transport, Ministerul Economiei și USAID. Sistemul e-autorizație transport constituie un succes important și un pas înainte major în activitatea ANTA. Până nu demult, înregistrările erau menținute pe suport de hârtie, iar majoritatea solicitărilor erau depuse personal la oficiul central ANTA din Chișinău. De fapt, Republica Moldova era ultima țară din Europa care practică depunerea cererilor pe suport de hârtie. Situația dată se schimbă astăzi. Noul sistem va permite companiilor de transport rutier să solicite online autorizația de transport și să verifice online procesarea cererii. Mai mult, sistemul este conectat la alte baze guvernamentale, baze de date guvernamentale, fapt ce accelerează considerabil etapa de procesare a solicitărilor și contribuie la economisirea de timp și de bani. În plus, multe dintre vizitele la ANTA, precum cele pentru depunerea actualizărilor lunare și a carnetelor de drum, nu vor mai fi necesare. Conform estimărilor USAID, acest sistem nou va permite întreprinderilor din Moldova să economisească în jur de $200.000 anual. Cifrele date reprezintă economii considerabile în situația în care companiile încearcă să se adapteze la noua realitate cauzată de pandemie COVID-19. Acest sistem informatic constituie, de asemenea, un pas important pentru exportatorii moldoveni. Statele Unite au susținut timp de mai mulți ani dezvoltarea unor produse cu valoarea adăugată,
precum vinurile, textilele și produsele agricole, precum fructele semburoase, strugurii de masă și pămușoarele. Sistemul e-autorizație transport va permite Moldovei să beneficieze mai mult de vecinitatea sa cu Uniunea Europeană, cea mai mare piață mondială, deoarece va contribui la creșterea exporturilor și a prosperității cetățenilor Republicii Moldova. Chiar dacă astăzi celebrăm implementarea acestui sistem de autorizații electronice în transport, există și alte provocări ce țin de transportator și de trecerea frontierei, care trebuie abordate pentru a permite integrarea ulterioară a Moldovei pe piața europeană. Guvernul Statelor Unite și colegii mei de la USAID dorim să lucrăm cu dumneavoastră și în continuare pentru a obține succese și în alte domenii. Și mă bucur foarte mult că domnul prim-ministru Chicu a menționat că guvernul Republicii Moldova este gata să continue să conlucreze cu guvernul Statelor Unite pentru a obține mai multe succese. Vă mulțumim pentru timpul și interesul acordat și felicitări încă o dată pentru această reușită importantă. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc mult, Sador. În continuare o oferim cuvântul domnului ministru al Economiei și Infrastructurii, Sergiu Raelean. Stimate domnule prim-ministru, excelență domnule ambasador Hogan, stimați colegi, onorată asistență. Mă bucur că în pofida situației pandemice noi reușim să realizăm și să implementăm proiecte importante atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri. Pe parcursul anilor, în scopul facilitării activității agenților economici, dar și pentru a explora potențialul oferit de tehnologiile digitale, au fost create o serie de servicii și platforme digitale. Printre acestea se numără e-factura, e-gov, e-achiziții publice, e-licențiere, platforma de registri și acte permisive, multe altele. Astăzi am reușit să facem un pas înainte spre digitalizarea serviciilor publice. Evenimentul de lansare a sistemului informațional e-autorizație transport este unul foarte important, constituind o prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Acesta este un instrument digital capabil să creeze o nouă infrastructură funcțională pentru transportatorii auto. Sistemul e-autorizație transport poate asigura în bune condiții realizarea unor operații de eliberare a autorizațiilor în domeniul transportului rutier la distanță. Instrumentul vine ca răspuns la nevoile agenților economici prin simplificarea procedurii și reducerea la maxim a cozilor de la ghișee, fapt foarte relevant în contextul crizei pandemice COVID-19. Întregul proces de depunere a cererilor la operatori de la transport, repartizarea autorizațiilor, notificarea se va face electronic online. Respectiv, proiectul e-autorizație în transport este mult mai mult decât crearea unor servicii publice pe o pagină internet sau postarea unor informații de interes public. Acest proiect este un instrument al transparenției, al comunicării dintre cetățean și autoritate, care reunește atât folosirea tehnologiilor electronice în comunicare, aplicarea unor metode de management a informației, cât și eficientizarea proceselor administrativ. Vreau să felicit întreaga echipa Agenției Naționale Transport Auto, în persoana domnului director Guja, pentru implementarea cu succes acestui soft, care cu siguranță va facilita activitatea instituției și o face mai transparentă, operativă și riguroasă. Suntem foarte recunoscători întregii echipe a programului USAID Reforme Structurare în Moldova
pentru suportul tehnic și financiar acordat în dezvoltarea sistemului informațional. Doc, Scott, Your Excellency, thank you very much for your support and help. Știu că a fost un proces anevoios, însă cetățenii și cu atât mai mult mediul de afaceri au nevoie de această aplicație. Acest sistem informațional reprezintă un avantaj competitiv oferit de către guvern prin proceduri simple, echitabile, transparente, iar ca rezultat vom crea un mediu de afaceri corect și sustenabil. Mult succes în continuare, baftă! Mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule! Mulțumim încă o dată pentru suportul dumneavoastră personal și al Ministerului Economiei și Infrastructurii și în continuare ofer cuvântul domnului Douglas Muir, director al programului USAID Reforme Structurale în Moldova. Sir. And thank you and thank you, Prime Minister. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Mr. Ambassador. Domnule ambasador. Mr. Raelian, Mr. Guja and other distinguished guests. Domnul Raelian, domnul Guja și alte persoane și onorată asistență. Other speakers have talked about what this system will do. Alte persoane care au luat cuvântul până acum au vorbit despre ce va face sistemul. So I want to speak briefly about process and ownership. Ce și vreau să menționez acum este să vorbesc despre proces și despre deținerea produsului. Why did this take so long? Why is Moldova the last country in Europe? De ce a durat atâta? De ce Moldova a fost ultima țară în Europa la acest capitol? Because this system connects multiple government agencies. Se datorează faptului că sistemul în cauză conectează mai multe structuri de stat. It's cross-cutting. Este un sistem transversal. It talks to the e-government system, it talks to customs. Are relevanță cu sistemul e-governance, are relevanță cu VAMA. So we had to, with ANTA, in cooperation with ANTA, go to all these different agencies and get them to buy into the system. Deci a trebuit să facem noi, a trebuit să mergem împreună cu ANTA, în colaborare cu ANTA, la toate aceste servicii guvernamentale și le convingem să se alăture în acest exercițiu. This we have done, but it took almost a year. Am reușit până în final, dar ne-a luat aproximativ un an. However, there is a benefit to being last. Or, există și anumite beneficii pentru a fi ultimul. And that is, you can look at the examples of other countries and other transport agencies. În primul rând, datorită faptului că puteți considera și aplica experiența altor instituții și companii de transport. So we were able to design a system that is based on European experience and international best practices. Noi am reușit să dezvoltăm un sistem care are la bază experiența internațională și în special standardele europene. Second, ownership. Doi, capacitatea de a deține produsul. ANTA has been a very good partner. ANTA s-a demonstrat ca fiind un partener foarte bun. And we have worked with them to provide equipment, to provide training. Am lucrat cu ei pentru a presta echipament, pentru a presta servicii de instruire. And after this event, we will have an outreach campaign of public education. După acest sistem vom promova un sistem amplu de comunicare. But ultimately, this system will belong to ANTA, the Moldovan government, the Moldovan people. Dar până în final, proprietarul acestui sistem va fi ANTA, Guvernul Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova. And ANTA has the technical capacity to operate this system into the indefinite future. ANTA deține capacitățile necesare tehnice pentru a opera sistemul pentru viitor. One advantage of taking so long to set up the system is that now Moldovan ownership of the system is pretty secure. Avantajul cadrului îndelungat de timp necesar pentru dezvoltarea acestui sistem este faptul că la moment Moldova este capabilă să dețină proprietatea acestui sistem. All the different stakeholders have had input into the process, including our friends in the private sector like AITA.
La proces au participat toți partenerii care au tangență și relevanță cu sistemul dat, din sistemul privat în primul rând, inclusiv AIDA. So I would say at this time there is a clear, strong sense of ownership that now this is ours. De aceea aș spune că la moment putem observa și demonstra faptul că există un sentiment de proprietate foarte puternic. Finally, this is primarily a B2G system, government, business and government. În primul rând și în final aș spune până la urmă, este o soluție care ține de serviciile prestate guvern cetățean și guvern business. It does. The average Moldovan consumer will probably not interact directly with the system. Eventual, consumatorul obișnuit sau normal din cadrul Republicii Moldova nu va avea o interferență directă cu acest sistem. But they will feel an indirect effect as transport of all sorts becomes easier and less expensive. Dar ei vor simți rezultatul în mod indirect, deoarece serviciile prestate de companiile de transport și serviciile conexe vor fi mai ieftine și mai bune. So, in conclusion, thank you, friends at ANTA, for the hard work that you have put into this. Deci, în concluzie, vă mulțumesc, dragii mei colegi de la ANTA, pentru efortul pe care l-ați depus în acest exercițiu. And thank you, Mr. Minister and Mr. Guja, for your continuing support of this activity. Și domnule ministru și domnul Guja, vă mulțumesc special pentru suportul în continuare depus în cadrul acestui exercițiu. Mersi. Vă mulțumesc mult, domnule director. Vă mulțumesc pentru suport și pentru altele aprecieri care le aveți pentru echipa ANTA, cu care am onoarea să o conduc. Din numele Agenției Naționale Transport Auto, mulțumesc mult tuturor invitaților și participanților la această lansare. Evident că drumul pentru a lansa acest sistem a fost foarte îndelungat și cu multe obstacole, cum au remarcat și domnul director Miur. Dar cu toate acestea, totuși împreună cu suportul Guvernului, Ministerului, evident cu suportul programului USAID pentru reforme structurale și altor parteneri, atât asociațiilor de transport, noi am reușit să facem un lucru bun, sper util și foarte eficient, care o să fie apreciat atât de operatorii de transport, atât de agenții economici care practică activități conexe a transportului rutier, în general toți care au tangență cu ramura transportului rutier, fie persoane juridice sau persoane fizice. Implementarea sistemului informațional e-autorizației va permite înlocuirea unui sistem învechit cu un sistem nou, care va face față tuturor provocărilor timpului, pentru că știm toată lumea, mai ales din ramura transport, că au fost foarte multe probleme, suspiciuni cauzate de un sistem netransparent, neechitabil, care dădea posibilitatea anumitor funcționari să comită poate careva abuzuri, despre care am fost sesizați de foarte multe ori de către operatorii de transport și de către asociațiile de profil. Și acum sperăm că asta să rămână doar o istorie și să mergem la o altă etapă de dezvoltare cu un sistem nou, cu un sistem transparent, cu un sistem echitabil, cu un sistem digitalizat, cu un sistem complex care practic acoperă toată, spunem, ramura actelor permisive eliberate de către agenții. Totodată, evident că ar fi bine să trecem la capitolul să spunem care este scopul acestui sistem. Slide, vă rog. Deci, comunicarea rapidă între participanți... Utilizarea canalelor de comunicații protejate, dar și controlul accesului la datele a utilizatorilor, asigurarea unei veridicități, securității și confidențialității maxime a datelor personale.
Actele normative și legislative stau la baza acestui sistem. Următoarele servicii devin accesibile de la distanță, și anume depunerea cererilor pentru obținerea actelor permisive și vizualizarea statutului cererilor depuse, vizualizarea actelor permisive deținute, inclusiv statutului lor, vizualizarea stării contului și suplinirea lui. Un cer de servicii vor fi accesibile funcționarilor ANTA, cum ar fi validarea cererilor și eliberarea actelor permisive, monitorizarea circulației actelor permisive eliberate, depistarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor, monitorizarea stocului disponibil de acte permisive. Utilizarea sistemului generează și un șir de beneficii solicitanților de servicii. Agenții economici se auto-înregistrează în sistem și pot oricând actualiza datele automat, inclusiv și datele despre unitățile de transport și rezultatele inspecției tehnice ale acestora. De asemenea, vor primi notificări în sistem. Dat fiind faptul că sistemul este integrat cu resursele externe de stat, s-a exclus necesitatea prezentării unor documente adiționale la solicitarea de acte permisive. Deci, cum am menționat anterior, lansarea sistemului e-autorizației transport este un pas pentru a facilita activitatea agenților economici din domeniul transportului rutier. Totodată, serviciile ANTA devin mai operative și mai transparente. Aș vrea să ofer cuvântul doamnei Ludmila Mantea, care va efectua prezentarea acestui sistem mai în detaliu. Iar domnul Alexandru Magdici, director al companiei Magastrans, și-a oferit suportul pentru a demonstra depunerea cererii către ANTA în timp real. Așa că vă mulțumim și vă oferim cuvântul. Bună ziua, stimată audiență. În continuare, vom vedea. Un minut, dacă e posibil. Da. Cer scuze pentru intervenție. Stimate domnule director, domnule ministru, excelență, domnule ambasador. Eu, din păcate, nu pot să mai rămân la acest eveniment frumos, important. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă retrag. Am ceva pe agenda, de ce doresc încă o dată succes, mulțumesc încă o dată pentru suportul acordat în dezvoltarea acestui soft, acestui element important în calea Republicii Moldova spre digitalizarea serviciilor publice. Succes tuturor și felicitări inclusiv pentru reprezentanții sectorului transporturilor care, într-adevăr, prin lansarea acestui sistem vor putea să acceseze mai simplu, să obțină aceste acte permisive. Sănătate și mulțumesc tuturor! Vă mulțumim! Doamna Ludmila? Audiență. Da, bună ziua, stimată audiență! În continuare vom face o mini-prezentare a complexității serviciului dat. Și îl avem pe domnul Alexandru, care va începe cu autentificarea prin MPAS, dar totodată vreau să vă expun faptul că platforma externă a fost dezvoltată în trei versiuni lingvistice, și anume limba de stat, limba rusă și limba engleză, ceea ce permite accesul la informații ANTA nu doar operatorilor rezidenți, ci și celor străini. Autentificarea se realizează prin conexiunea MPAS, datorită căruia se identifică operatorul de transport și se actualizează companiile acestuia în profilul său. Deci, în continuare, domnul Alexandru deja s-a autentificat prin MPAS, intrând în profilul său personal, are posibilitatea de a vizualiza companiile și toată informația necesară despre companiile sale. În cazul dat, este posibilitatea de a vizualiza adresele de desfășurare, totodată și angajații, adăugând
IDNP-urile angajaților săi, este posibilitatea și permite gestionarea comună a datelor și cererilor a companiei. Este posibilitatea de a gestiona nu doar administratorul, dar și angajații săi delegați. Totodată, în rubrica vehicule, informația este actualizată din registrul de stat al unităților de transport și autotest și în așa mod se poate vizualiza valabilitatea necesară a inspecției tehnice, anul fabricării, tipul, certificatele, etc. Tot ce este necesar pentru depunerea cererilor actelor permisive. Managerii, în rubrica manageri sunt indicați managerii care sunt deja înregistrați în registrele ROT, RSI, TRCP, RAC și în cabinetul personal găsim și serviciile disponibile în cazul dat contul virtual cu posibilitatea reîncărcării contului prin MPay sau posibilitatea de a descărca factura. În cabinetul personal, accesând în cabinetul personal, avem posibilitatea de a vizualiza și accesa la serviciile implementate și totodată putem vizualiza și starea cererilor depuse. În cazul dat, operatorul de transport va depune o cerere pentru una din autorizațiile unitare. În depunerea cererii este posibilitatea de a adăuga tipul autorizației, tipul autorizației, țara, cantitatea, totodată posibilitatea de a vizualiza informația necesară despre stocul autorizațiilor, autorizațiile emise, autorizații în proces de eliberare, dacă sunt, autorizațiile primite, accesând pe autorizații primite, avem posibilitatea de a vizualiza ce autorizații au fost primite. Și în rubrica metrice avem posibilitatea de a vedea informația necesară pentru depunerea cererii. Calculul parcului eligibil. În continuare, domnul Alexandru va depune cererea și semnătura digitală prin MSIN. Se va realiza semnătura digitală, care permite o conexiune sigură. Merge? Nu merge. Mergem. Ok. Procesul semnării. În același timp, cererea deja se depune și automat se generează certificatul constatator. În momentul când certificatul constatator s-a realizat, cererea a ajuns la specialistul ANTA, pe platforma internă. În cazul dat, voi demonstra prelucrarea cererii și eliberarea autorizației de către specialistul ANTA. Așa. Pentru asta este necesar să accesăm în contul personal al specialistului. Și în locul de muncă în mapa în lucru vom găsi cererea depusă de operatorul de transport. În cerere putem vizualiza toate detaliile necesare pentru confirmarea și pentru verificarea datelor a operatorului de transport. În cazul dat vedem IDN-ul companiei, datele companiei, soldul companiei și totodată detaliile care au fost în momentul depunerii cererii, care au fost în momentul depunerii cererii de partea operatorului de transport, vehiculele eligibile care au fost pentru autorizația dată, posibilitatea de a vedea informația necesară ce vine din M-test, din autotest și din registrele de stat, unde putem vizualiza datele despre vehicul. Accesând în continuare, specialistul ANTA are posibilitatea de a aproba cererea, de a respinge sau de a întoarce spre revizuire cererea dată în caz dacă este necesară ceva corectări din partea operatorului de transport. Vom aproba cererea pentru a produce eliberarea cererii, eliberarea autorizației. Așa, în continuare,
În mapa aprobate, în același timp, chiar și operatorul de transport va vizualiza statutul cererilor. În cazul dat, va avea cererea în mapa aprobate și va fi la curent că are posibilitatea de a se apropia și de a ridica autorizația. Specialistul ANTA doar va introduce numărul autorizației, va salva și trimite spre imprimare documentul dat, da? Spre imprimare. Apoi, este necesar de indicat și numele persoanei care va ridica autorizația. În cazul dat va fi domnul Alexandru Magdici în persoană. Și vom genera actul de predare primire, unde va fi indicat persoana care a ridicat documentul dat, suma achitată pentru autorizația, autorizația și datele companiei. În momentul când s-a încărcat actul de predare de primire, care are posibilitatea de a-l descărca, imprima, vizualiza în orice moment, da? În momentul când s-a încărcat documentul, se închide procesul și procesul dat, procesul de eliberare, se consideră că a fost deja finalizat. Asta e o mini prezentare din complexul sistemului dat. Vreau să spun că specialistul ANTA are posibilitatea de a vizualiza în orice moment orice informație asupra companiilor înregistrate, vehiculilor, în cazul dat în registre, toate informația necesară, așa cum precum Magas, de exemplu, dacă localizăm compania Magas Trans, avem posibilitatea să vedem practic aceeași informație ce o are și operatorul de transport cu vehiculele sale înregistrate, cu toate cererile sale depuse, cu istorialul notificărilor, autorizațiilor deținute, utilizate, sancțiunile, dacă este cazul, și așa mai departe. Este toată informația necesară pentru prelucrarea cererilor și pentru eliberarea actelor permisive. În continuare, vă mulțumesc pentru atenție și transmit cuvântul și așteptăm întrebări din partea dumneavoastră, dacă sunt ceva întrebări. Vă mulțumim mult, doamna Ludmila, vă mulțumim mult, domnul Alexandru. Cred că a fost foarte interesant și util, pentru, în special pentru operatorii de transport și, în general, beneficiarii serviciilor Agenției Naționale de Transport Auto. Acum aș fi vrut să-i ofer cuvântul pentru un mesaj de opinie domnului Dumitru Albulesa, administrator al Asociației AITA, cu care conlucrăm mulți ani foarte frumos. Domn Dumitru, vă rugăm. Bună ziua! Excelență, stimate domnule Derek Hogan, ambasador Statelor Unite al Republica Moldova, stimate domnule ministru Sergiu Ralean, ministru economiei și infrastructurii, stimate domnule Douglas Muir, director programului USAID pentru Republica Moldova, stimate domnule Igor Guja, director agenției ANTA, stimați domni și doamne, colegi, astăzi cred că se scrie o filă nouă în istoria transportului aer de Republica Moldova. Acest eveniment de lansare a sistemului informațional e autorizație de transport este de mult așteptat de toți transportorii onești rutieri din țara noastră. Cunoaștem că încercările anterioare de implementare a unei astfel de platforme digitale de repartizare a autorizației de transport nu s-a soldat cu mari succese. Dar sperăm că după lansarea de astăzi a sistemului informațional e-autorizație transport, care este susținut de Guvernul Statelor Unite prin intermediul programului USAID Reforme Structurale Moldova, va fi implementat cu succese și va da posibilitatea de a exclude factorul uman la repartizarea autorizațiilor pentru transport, va exclude corupția și pierderile de timp în rândurile pentru solicitarea autorizațiilor. Se vor micșora considerabil costurile despre care încă se plâng transportatorii, dar și se va respecta cerințele legale de repartizare transparentă a autorizațiilor.
în special cele deficitare, ceea ce va da posibilitatea pentru reanimarea sectorului de transport național de marfă din țara noastră și sperăm că șoferii noștri nu vor pleca peste hotare țării la lucru, iar operatorii de transport vor rămâne acasă și nu vor migra în România, Bulgaria, Rusia, Cehia și alte state. Din numărul celor peste 450 de operatori de transport internațional de marfă, membri asociației noastre, doresc să aduc mulțumiri Ambasadei Statelor Unite și programul USAID pentru susținerea financiară acestui proiect, precum și a mai multor proiecte privind dezvoltarea digitalizării operațiunii transport din țară, cum ar fi TIRPD, ETIR și alte proiecte importante pentru economia Republicii Moldova. Doresc să aduc mulțumiri și Guvernului Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Infrastructurii și, în ultimul rând, conducerii și colaboratorilor Agenției ANTA pentru această deschidere de a facilita transportul rutier, inclusiv cel internațional de mărfuri, care este o ramă foarte importantă în dezvoltarea economică a țării noastre. Doresc succes proiectului de implementare a sistemului informațional și autorizației transport și cu Doamne ajută! Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule Obulesa, mulțumim Asociația AITA pentru suportul acordat în permanență. Chiar dacă avem anumite păreri diferite, oricum găsim tot timpul numitorul comun, așa că vă mulțumesc încă o dată din partea mea și din partea echipei ANTA. Totodată, evenimentul nostru continuă cu sesiune de întrebări-răspunsul, pentru care ofer cuvântul doamnei Ina Angheliuc, colegii mele. Doamna Ina, vă rog. Mulțumesc. Înainte de a începe această sesiune, aș dori să vă spun că, din păcate, eu la fel trebuie să mă retrag din această ceremonie și vă apreciez foarte mult oportunitatea de a participa și vă doresc succes în continuare. Mulțumesc frumos. Ambasador. Doamna Ina, vă rog. Bună ziua, stimați colegi. Întrebările sunt preluate prin intermediul chat-ului de pe platforma Privesc Eu. Voi încerca să selectez întrebările relevante evenimentului nostru. Prima întrebare sună în felul următor. Spuneți, vă rog, la depunerea actelor pentru obținerea extrasului din Registrul Operatorilor de Transport Rutier, este necesar de adăugat certificatele de înmatriculare? Da, mulțumim mult pentru întrebare. Vreau să ofer cuvântul colegului nostru, domnul Iurie Gulcă. Domnul Iurie. Bună ziua, stimată asistență. Mulțumesc de întrebare. Deci, după cum știi, sistemul vine cu altă abordare. În partea și ține de pașapoarte tehnici care se prezentau fizic la Ghișeu până acum, se elimină și operatorii de transport vor fi în situația în care vor introduce vor intra pe profilul său și vor introduce codul IDNV de pe pașaportul tehnic care este înregistrat în test transport, după care informațiile se vor extrage din registratul în test transport și se vor, după aceasta, operatorul de transport rutier va selecta genul de activitate pentru care preconizează să-și desfășoare activitatea corespunzător capacităților tehnici și constructive a unităților de transport. Și aș mai adăuga aici, în partea ce ține de autovehicule care înregistrate în regim de taxi, la fel informația privind aparatul de casă control se va extrage la serviciul fiscal de stat, iar buletinile metrologice vor fi încărcate de operatorii de transport rutier direct în sistem. Și astfel nu vor mai fi nevoiți operatori să se deplaseze la ANTA cu tot setul respectiv de documente. Domnul director, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule. Vă rog, domnule. Următoarea întrebare. Va fi posibilă depunerea actelor în registrul operatorilor de transport rutier la distanță? Da, vă mulțumim pentru întrebare. Ofer ca să răspund la această întrebare doamna Ludmila Mantea. Doamna Ludmila. Va fi posibilă depunerea cererilor și de la distanță și pentru înregistrarea în rotră și pentru oricare alt serviciu.
totodată cu atașarea documentelor necesare și necesitatea prezenței fizice la ghișeul ANTA. Da, este posibil. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare este din partea Agora și sună în felul următor. Cu siguranță, lansarea acestui sistem informațional este oportună inclusiv în contextul restricțiilor generate de criza COVID-19. Am vrea să știm dacă totuși de această platformă vor putea beneficia toți transportatorii sau ar exista anumite limitări, cerințe speciale în funcție de tipul și direcția de activitate a transportatorilor, în special pe grupuri de țări de destinație sau tranzit, UE versus CSI, spre exemplu. Da, vă mulțumim mult pentru întrebare. Ofer cuvântul pentru a răspunde la ea directorului adjunct al Agenției Naționale de Transport Auto, domnul Vasile Răileanu. Bună Vasile. Ziua, mersi. Evident că vor beneficia toți transportatorii auto, mai mult ca atât vă pot comunica că vor beneficia și alte categorii. Și aici vorbim despre activitățile conexiei transportului. Vorbim despre activitatea de inspecție tehnică periodică, care acum, la momentul actual, sunt înregistrate 101 companii, activitatea de autoservice, 317 companii, activitatea de autogară, 7 agenți economici, dar 39 de autogări și puncte de casă, precum și alte activități de genul acesta. Vă mulțumim, domnule Răileanu. Doamna Ina. Avem o întrebare din partea agenției de presă Infomarket. După cum am înțeles din informațiile furnizate, solicitanții trebuie să vină cel puțin o dată la biroul ANTA pentru a obține avize. Întrebarea: de ce este imposibil să excludem chiar și această singură vizită a solicitantului pentru a primi autorizații și să vă asigurați că o primește pe telefonul său mobil, de exemplu cu un QR cod? Ofer răspunsul acestei întrebări domnului Gulcă. Domnul Iuri. Mulțumesc, domnul director. Deci, după cum se cunoaște, Republica Moldova are schimb reciproc cu multe state de autorizații care ne oferă autorizații respective pe spor de hârtie. Și în acest sens, prezența fizică la ghișeu este imperios necesară pentru a ridica actele solicitante de către operatorii de transport rutier. Dar vreau să comunic că acum este intenția forurilor internaționale precum CEMT și PSEC spre digitalizarea acestor servicii și sperăm că asta e un bun augur pe relații bilaterale dacă va fi în cazul dat proiectul cu succes al acestor foruri. Mulțumesc. Domnule Mult, domnul Albulesa vrea să... Da, eu vreau mică intervenție. Desigur, noi vrem cât mai puțin să fim pe hârtie, asta este tema principală. Se cunoaște, se trebuie să cunoască toți că s-a început problema de a face e-autorizație în sistemul PSE-Curta, bazinul Mării Negre, ca o etapă primordială. După aceea să discutăm, unii particip Moldova, care a fost inițiatorul, Ucraina și Turcia, ca să dezvoltăm acest sistem. Și a doua etapă, să fie autorizațiile e-autorizații între Turcia și Moldova. Cunoaștem programul USAID la timpul respectiv o anunțat că o să ne susține și sperăm că o să ne susținem ca să fie cât mai mult digitalizat sistemul de autorizații. Mersi. Mulțumim, domnule Albulesa. Mai avem o întrebare care sună în felul următor. Cât a costat dezvoltarea acestui proiect? Cine a plătit pentru el? Cine este compania contractantă? Și cine va fi responsabil dacă ceva nu merge în program, iar transportatorul nu reușește să obțină autorizarea la timp, cu toate consecințele care urmează? Produse agricole stricate, livrare cu întârziere și altele. Da, vă mulțumim pentru această întrebare. De fapt, noi am beneficiat de acest sistem. Totodată, selectarea operatorului și care a elaborat sistemul respectiv a ținut de competența programului pentru reforme structurale USAID și cred că la această întrebare ar trebui să răspundă
Bănuiesc domnul Miur. Domnule Miur, vă rog mult. Okay. Yes. We used number one, who's paying for the cost of purchasing and developing the software was our project, USAID. Deci dacă revenim la prima întrebare, cine a suportat cheltuielile pentru dezvoltarea sistemului? Da, au fost suportate de către noi, USAID. However, there was a tremendous amount of time and effort from ANTA and other stakeholders. Dar au fost și contribuții semnificative de timp și efort din partea ANTA și altor parteneri de asemenea. The developer, the software developer is a local software company. Dezvoltatorul sistemului este o companie locală. And the system includes a one-year maintenance and warranty period. Sistemul include o perioadă de un an pentru mentenanță și garanție. So if there are any problems with the system that become apparent in the first year, the software developer is committed to fix or resolve them. Deci, în cazul în care apar careva probleme pe parcursul acestui prim an de funcționare a sistemului, responsabilitatea pentru soluționarea acestora ține de dezvoltator. After one year, it will be the complete responsibility of ANTA. După un an, responsabilitatea deplină va trece pe seama ANTA. And as I said earlier, we believe that ANTA has the technical capability to maintain and continue operating this system. Și după cum am menționat anterior, credem și putem spune foarte că ANTA deține capacitățile tehnice necesare pentru a menține și a opera sistemul. If we didn't think they could maintain it, we wouldn't have done this. Dacă am fi avut alte păreri referitor la capacitatea ANTA de a lucra în modul în care se preconizează, nu am fi început acest exercițiu. Thank you. Da, vă mulțumim, domnule director. Ofer cuvântul colegii mele, doamna Ina. Mai avem o întrebare. Sună în felul următor. În cabinetul personal vom avea acces la informația privind cantitatea autorizațiilor primite, restituite, pierdute, unitățile de transport deținute, penalitățile aplicate. Ofer, vă mulțumim pentru întrebare, dar încerc iertare, domnul ministru, vă rog. Stimați colegi, mersi mult, domnul Guja. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru acest eveniment foarte frumos. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați, partenerilor în dezvoltare. Trebuie să plec și eu la următoarea ședință. Vă doresc succes în continuare și mersi foarte mult. La revedere. Vă mulțumim, domnule. Succes. Doamna Ina? Întrebarea a fost referitor la dacă va avea acces transportatorul la cantitatea autorizațiilor primite, restituite, pierdute, unitățile de transport deținute, penalitățile prin acest sistem. Îi ofer cuvântul doamnei Mantea, doamna Ludmila. Da, operatorul va avea posibilitatea și de a vizualiza autorizațiile care au fost restituite, nerestituite, sancțiunile aplicate, chiar și în momentul depunerii cererii. Toată informația necesară, operatorul de transport va vizualiza în momentul depunerii cererii autorizațiile restituite de tipul dat, nerestituite, cantitatea în stoc, toată informația necesară, sancțiunile aplicate pentru tipul autorizației, toată informația necesară va fi vizualizată și monitorizată în cabinetul operatorului de transport. Da, este așa posibilitate. Da, vă mulțumim mult, doamna Ludmila. Aveam așa o întrebare. Care va fi procedura de obținere a extrasului? O să fie necesar de imprimat extrasele perfectate? Vă mulțumim pentru întrebare. Ofer cuvântul domnului Gulcă Iuri. Mulțumesc frumos de întrebare. Deci vorbim despre digitalizarea acestui proces și respectiv extrasele se vor regăsi odată perfectat de către operatorii de la ghișeile din back office, vor fi în cabinetul virtual al operatorului transport rutier și ține de registru respectiv, în cont propriu sau activități conexe,
și ele vor putea descărca la distanță, fără a se deplasa și imprima și deja să fie la bord autobuzului, fără să se deplasa la sediul agenției pentru acest proces. Doamna Ina? Din câte văd, nu au mai fost adresate întrebări, dar oricum noi suntem disponibili să fie adresate întrebările și în continuare. Cred că întrebări vor apărea pe parcursul testării acestui sistem, așa că încurajez toți operatorii de transport să adreseze întrebări dacă ceva nu este clar, anume în gestionarea acestui sistem. Mulțumesc, domn director. Dacă permiteți un moment. Deci dezvoltator va pune la dispoziție un ghid de utilizare a sistemului unde va fi descris pas cu pas toate etapele și pe această cale aș îndemna operatorii de transport rutier să urmărească sistemul respectiv și deja să evident că vă mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări și tuturor celor care au răspuns la aceste întrebări. Eu încă o dată reiterez că toate eforturile depuse pentru lansarea acestui sistem au drept scop prestarea unor servicii publice de calitate și anume în beneficiul operatorilor de transport, agenților economici care au activități conexe transportului rutier, persoanelor fizice, și în general la toată ramura transport rutier, vreau să menționez și să mulțumesc încă o dată programul pentru reforme structurale în Moldova, USAID, și încă o dată directorul acestui program, domnul Douglas Muir, pentru susținerea și efortul pe care l-au depus ei, grație căruia avem un sistem e-autorizații mult așteptat, care, cum am mai remarcat anterior, a parcurs o cale foarte lungă, birocratică, cu multe obstacole, dar într-un bun sfârșit avem un produs, sper, la nivel mondial european, de calitate, care o să aducă doar beneficii ramurii transport. Atât angajaților ANTA, atât evident, în primul rând, pentru operatorii de transport rutier, agenților economici care au activități conexe transportului rutier și persoanelor fizice. Totodată vreau să aduc un mulțumesc mult din partea echipei ANTA și către echipa USAID, și anume doamne Eugenia Stangu, domnului Oleg Sârbu și a tuturor poate care acum am și eu emoție că totuși am lucrat împreună atâta timp și cineva dacă am omis, vă rog să nu vă supărați, pentru că într-adevăr toată echipa merită cele mai sincere mulțumiri și cele mai sincere urări de bine. Noi sperăm, pentru că suntem în permanentă comunicare ca să fim beneficiarii anumitor proiecte și cred eu că am convins partenerii de dezvoltare că avem capacitatea, dorința și voința de a face schimbări care nu sunt deloc ușoare, dar până la urmă rezultatul eu cred că ne convinge că suntem pe drumul cel corect. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor participanților, tuturor invitaților și sper să acest sistem să aducă doar beneficii. Sunt convins că așa și va fi. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și multă sănătate! Mulțumim! Mulțumim.